Pe 28 august îl pomenim pe Sfântul Moise Arapul sau Sfântul Moise Etiopianul. Asociația romilor din arhiepiscopia noastră este ocrotită tocmai de Sfântul Moise Arapul. Așa că avem motive, cu prilejul acestei zile, să ne îndreptăm atenția spre comunitățile noastre de romi. Sunt frații noștri creștini pe care dorim să-i vedem că prosperă și din punct de vedere spiritual și din punct de vedere material. În eparhia noastră, două comunități de romi au parohiile lor speciale. E vorba de Patarât, unde părintele Gelu Săvărășan a ridicat două bisericuțe pentru romi și slujește când în una, când în cealaltă. Și apoi este vorba de Biserica Sfântului Ioan din Turda, unde slujește părintele Marin Trandafir, care și el este de etnie romă. Oricum, aceste două parohii tare am vrea să le vedem ajutate de către comunitățile din jur și ca cei ce fac parte din comunitățile de romi din eparhia noastră, ajutați fiind să poată face pași înainte din toate punctele de vedere. Oricum, este un spirit creștin acesta de a fi atenți la cei ce au mai multe nevoi. La dreapta judecată, Domnul Iisus Hristos, după faptele milei creștine, ne va judeca. Citim în Evanghelia după Matei, în capitolul 25, că atunci, la dreapta judecată, după ce toți morții vor învia, îi va împărți pe unii de alții, cum desparte păstorul oile de capre, și celor de-a dreapta le va zice: veniți binecuvântați părintelui meu, că flământ am fost și mi-a dat să mănânc, însetat am fost și mi-a dat să beau, gol am fost și v-ați îmbrăcat, bolnav am fost și m-ați cercetat, în temniță am fost și ați venit la mine. Și vă răspunde drept: Doamne, când te-am văzut în aceste situații, ori de câte ori i-ați văzut pe cei mai neînsemnați ai frații ai mei și i-a slujit mie, mi-a slujit. De data aceasta, îndemnul nostru este ca să aibă atenția cuvenită celelalte comunități creștine față de comunitățile de romi, care sunt mai sărăcuțe, mai necăjite, mai încercate și să ajute întotdeauna, dar în mod special să le acorde atenția cuvenită acum când este ziua Sfântului Moise Arapul, ocrotitorul Asociației Romilor din Eparhia.